Legea nu e aceeași pentru toți. Victoraș Micula e încă liber. Bine mersi într-un hotel de 5 stele, undeva prin Europa. Asta după ce s-a dat drept polițist. A putut să plece fără niciun fel de probleme din țară. Avem acum detalii noi din ancheta care îl vizează pe Victor Micula. Se pare că îl suna noaptea pe șeful IPJ Bihor ca să-l certe că mascații au avut curajul să-l oprească în trafic, așa cum scrie libertatea.ro. La începutul acestei săptămâni a fost amânată judecarea propunerii de arestare în lipsă formulată de procuror pe numele lui Victor Micula. Au venit avocații, cinci la număr, și au reușit să obțină acea amânare, spunând că nu a primit citarea și că s-ar afla în Elveția, într-un hotel de 5 stele. După ce, în România, a încălcat legea și a bătut joc de instituțiile statului, de poliție, de tot ceea ce înseamnă lege în această țară. Dar, pentru că face parte dintr-o altă clasă socială, pentru că face parte dintre una dintre cele mai bogate familii din România, regulile nu sunt aceleași pentru el. Victor Micula s-a dat drept polițist și a făcut o grămadă de alte lucruri ilegale, pentru care orice alt om, om obișnuit din România, sigur ar fi ajuns după gratii. Toată nebunia cu Victor Micula a culminat atunci când, cu faptul că i s-a încredințat de polițiști o auto autospecială de poliție pe care a condus-o singur pe raza municipiului Oradea cu semnalele acustice pornite îmbrăcat în uniformă de polițist. S-a întâmplat asta, îmi se pare că există o înregistrare video la dosar, iar el uh, se simte foarte, foarte bine undeva într-un hotel de lux în Elveția. El a ajuns să aibă acces direct la logistica poliției, să intre după bunul său plac în sediul poliției municipiului Oradea, în zone în care accesul persoanelor străine e 100% restricționat. A participat la acțiuni cu poliția, uh, s-a dat drept polițist. Uh, l-a sunat pe inspectorul șef ca să se plângă atunci când cineva avea curajul să-l oprească pe el în trafic. Acesta este Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, care împreună cu fratele său Ioan Micula dețin mai multe firme care controlează în jur de 30% din piața de sucuri și bere din România. Ca să fie clar cum se aplică legile în România ăsta este omul care e încă liber, care pentru că își permite să angajeze cinci avocați, pentru că a avut poliția atâta timp la degetul mic, n-a avut niciun fel de probleme să plece din țară, s-a amânat din nou cererea aceea de arestare în lipsă, pentru că cumva s-a întâmplat și n-ar fi primit citația. De parcă nu vorbește toată țara despre acest caz în care a fost el implicat, dar Victoraș Micula nu știe că e așteptat la poliție. Omul ăsta a folosit resursele poliției pentru a se distra, pentru a se juca. A folosit arme în Oradea. Ar fi vânat din elicopter. Astea sunt detalii pe care le aflăm acum din dosarul său. Ce se va întâmpla cu Victoria și Micula? Cel mai probabil nimic. Pentru că e timpul să realizăm odată pentru totdeauna că justiția pe care o apărăm e asta. Altele sunt regulile pentru Victoria și Micula. Hai să vedem cum sunt tratați oamenii obișnuiți. Cum e tratat un minor. Tot în libertatea Vedem că doi polițiști din Bacău au reținut doi tineri, unul de 17 ani și celălalt de 20, suspecți într-adevăr unui furt din buzunar în valoare de 50 de euro. Un al treilea tânăr se afla în altă cameră, el era principalul suspect, unul dintre cei doi audiați. Un minor a înregistrat vreme de 3 ore cu telefonul când în sediul poliției a fost insultat, speriat și bătut în mod repetat. E vorba despre un minor, da? Am văzut cum a fost tratat Victor Micula, acum vedem cum e tratat un minor de polițiști. A cerut dreptul la un avocat. Nu i s-a permis asta. Un minor tratat în felul ăsta de poliție, forțat să-și schimbe declarația. O... Vedeai camera? Vedeai camera așa? A, da, așa e. Spune așa, măi, e curapă. Ce-i de uite-o <gătă> <pat> <gătă -i>

cum stă răstai, poțești? Cum stă? Zic cum e treaba! Să cum treaba! Hă? Zic cum treaba! Înregistrarea e mult mai lungă, dar cred că am prins ideea. Așa sunt tratați oamenii obișnuiți care, sigur, până la proces, acești tineri sunt nevinovați, sunt suspecți sau martor în cazul celui de 17 ani, așa cum chiar polițiștii spuneau nu au avut dreptul să vorbească cu un avocat, celălalt, cel tânăr avea sub 18 ani, minor, nu a avut dreptul să-și sune familia în acele trei ore în care a înregistrat. A avut această idee genială în acel moment să înregistreze ce se întâmplă acolo, în secția de poliție. Când am văzut cum se comportă polițiștii, atunci când e vorba despre niște oameni simpli. Și sigur, dacă acești tineri, cei trei, sunt vinovați, trebuie să plătească. Dar ca să ajungem acolo, trebuie să aibă loc această anchetă, trebuie să fie interogați în prezența unui avocat, trebuie să aibă loc un proces. Până la proces, sunt considerați nevinovați, sunt suspecți. statul trebuie să dovedească că ei au comis acea infracțiune. Nu poți să spui că ți la lege, ți la uh, justiție și să accepti ca poliția să se comportă în felul ăsta. Pe de o parte, când e vorba despre victorași Micula e liber, bine mersi, se dă drept polițist, face tot felul de lucruri pentru care oricine altcineva ar fi ajuns la închisoare. Și apoi, în cazul acesta în care vorbim despre niște oameni obișnuiți, care, da, poate că sunt vinovați, dar, din nou, trebuie să ajungem la proces, în urma unui proces, stabilim dacă, într-adevăr, sunt vinovați sau nu. Până la proces, trebuie tratați cu demnitate și trebuie respectată legea. Că despre asta am tot vorbit în ultimii ani.